de Argeș. Aveți o vastă experiență politică și în ultimii ani v-ați făcut cunoscut în rândul cetățenilor prin faptul că sunteți un partizan hotărât al instaurării normalității în viața publică. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră considerați normal ca premierul Câțu să-l contracandeze pe președintele în mandat al partidului Orban. Bună ziua! Și pentru că astăzi este un eveniment foarte important pentru toți copiii din municipiul Curtea de Argeș, din țară și de oriunde, și nu numai pentru ei, ci și pentru părinții lor, le doresc multă sănătate, viață lungă și să aibă parte de instituții și de oameni de valoare lângă ei. La mulți ani! La întrebarea dumneavoastră, aș vrea să vă răspund că este un lucru absolut normal, pentru că dreptul de a alege și a fi ales este al tuturor cetățenilor României. Pentru acest lucru, fiecare membru al Partidului Național Liberal poate să candideze și poate să fie sau nu ales. Iată de ce, prin politica Partidului Național Liberal, se aplică aceste libertăți ale membrilor și ferm convins sunt că din toate aceste exerciții democratice, Partidul Național Liberal va crește în ochii cetățenilor României și va fi cel care va da linia democrației, statului de drept și al libertăților cetățenești. Aș vrea să vă întreb dacă dumneavoastră, ca membru cu anumite funcții în organizația locală, să zicem așa, ați fi tentat să candidați pentru a demonstra acest principiu democratic, repet, să candidați pentru șefia națională a partidului? De principiu sau după regulamentul Partidului Național Liberal, aș putea. Deci teoretic ați... Teoretic aș putea, dar eu ceea ce recomand și ceea ce susțin, ca fiecare dintre cei care își asumă o responsabilitate atât de mare și atât de importantă, trebuie să-și facă o proprie analiză, se vadă dacă poate să facă față acelor solicitări. Pentru că aici sunt eforturi imense pe care unii dintre colegii noștri care au ocupat aceste funcții le-au făcut în această perioadă, mă refer la perioada anterioară, în 2017, adică să lucrezi 16, 18, chiar și 20 de ore pe zi, nu este ușor. Dacă te țin cu relele, te duci, dacă nu, eu ar spune că e bine să... Deci, practic, să, nu, practic nu se poate. Din câte știm noi, PNL Argeș a exprimat deja opțiunea pentru președintele Orban, pentru ca la Congres să susțineți moțiunea Orban. Vă mențineți această orientare sau este posibil ca în perioada următoare să se schimbe opțiunile? Această opțiune nu este negociabilă, pentru că noi am bătut palma când am creat moțiunea Ludovic Orban în 2017, care moțiune prevedea formarea statului de drept și multe, multe lucruri, reformarea clasei politice, promovarea valorilor,
care nu se pot face în un mandat, nici în două mandate. Nu se pot face ceea ce am stabilit atunci. Deci toate trebuie luate pas cu pas, cu realizări și cu unele nerealizări, dar care toate urmăresc acea moțiune semnată în 2017. Deci va merge în continuare pentru a menține linia partidului care trebuie să fie partidul care va salva România.